Bună ziua, este data de 28 iunie 2017. Am avut să iei niște surprize, căzut cuțitul la apă, că să pui eu niște bagaje, că pusese cuțitul pe bagaje și luai bagajele și s-a dus dracu. Ăsta lui tasem aici. Deci la twistere n-am vrut nimic, am băgat niște muște roșii, să știe. Și mă juca eu cu muștele și presez niște strapazane, niște bibani. Rupsei și linia cu muște, ca așa se întâmplă în viață, mai am un singur plumb, că nu vreau acum la muște. Aș vrea să mă bag pe curent. Asta s-a crăcânat de tot. Uite și tale. Că e ieșit pe vergeul ăsta. Dai 12 lei, dai 12 lei, ce ceva. Bagă pe ăștia să mă duc să controlez lada dacă gheața a pus azi dimineață pe la 7:30, 7 să zic. Mai înghețat. Adică dacă, la ora 1, adică 13, adică 1 ziua, era încă gheața în regulă. Acum să vedem. Care treaba ca sa bag eu peste astia de aici, sa-i spal si sa-i bag. Astia i-am punit dupa ora 1:05. Spal si eu sticla asta, ca-i vad de capul ei. Bine, astia pe din ea, daca se bea astia pe de ce? Ea ma durea si inca. Asta ca le baga pe astia, mai daca zic ca se pune astia. Cu bățul ăsta am prins șelei, merge. Sensitiv, ce să zic eu dacă e sensitiv, dacă e sensitiv. Știu că se înduaie așa, da. Asta e mâncare, că mai am eu rușie și niște brânză și niște pâine de la domnul. Vreule, mere foame. Și asta este captura care s-a prins la musculițe. Pe la musculițe, pe la... Uite, bibane adevăr. Unde-i strapazan ăștia? Strapazan ăștia. Facem și noi o friptură. Ia să vedem. Să fac mai mult... Să-i spăl o lecă. Bă, dar ce le-a plăcut muștele, bă? Aia se crește. Am dat 4 milioane pe twistere. Zici ce s-a întâmplat, am scos camera și am avut mare noroc că acumulatorul s-a căzut el pe la apă, dar văd că n-a intrat apă în el. Aici e problemă cu asta. Că a intrat dreacul în el. Stați așa. Lăsa apă, să mă leacă pe asta. Adică n-am închis capsec. Te apleci, cade acumulatura, te duce dreptul și astea ca telefoanele. Și acolo am tras eu cu el capsec. N-am tras firmul. Ca la meci. Trebuie să mă bag o legă, bă. 2 șalăi, 3 șalăi, 4 șalăi, 5, câte luăm muștile, 6, 7, 8, 8, 9, 10, A avut să așa o perioadă, bă, la două. Încă ăla, mă, știi ce se fac? 12. 13. 13 și cu ăsta, 14. Așa, ia trebuie că... Vedea... Aici se pescăște și ciclul comercial. Mă prădești, nu ce-am rost pe aici.
Bă, da, niște biboni mari. 15. Ia, stai, da. Niște biboni frumoși, așa, nu. Bă, și puște. Mie bibonul îmi place, bă. Uite cât ăsta. Bine crescut, adică... Ia uite și cât ăsta. De mare. Ia uite cât ăsta. Am zis, dracu, e cu muștele cu bățul ăsta, mă. De 20-60, ia. Ia uite aici, bucată cristinele de bibon. Și că unde e bibonii noștri de încolo? Și uite, au venit aici, așa, au venit cu trenul. A, cine a zis, mă, că dacă are sârmă? Iată ce merge sârma pe el, bă. E o verme, uite-l. Se vede? Ce merge ăsta pe ăsta. Ce, bă, îi spăl, îi dau la parte și îi prăjește și mănânc. Se vede cum merge pe la coamă? Sârma? Ia, du-te, fă sârmă de aici. Ce-ai încolo de sârmă? Ce vă speriați, mă, că e băieții de la Drăgășani? Mănâncă de ăștia de când ei sunt ei mici. Dă-mi un pic. Speli prăjești? Aoleu, măicăleță, păi când a venit război nuclear, bă, și nu mai e nici cu sârmă, nici fără sârmă, să vezi, drăgi, ce drăgi. Acum au sârme, au. Bă, lăuri, au. Hai că prea vă gândiți, voi, la multe prostii. Parcă noi am avea corpuri de-astea de 2 lei. Avem, bă, corpuri supranaturale aici. Dizolvă tot ce mișcă. Mă, trebuie să mai scot o sticlă de apă, că nu mai intră pe ăștia. Ia. Asta care-i scuipa, mă, peșteșorul? Ia, scuipat ăsta, un peșteșor. De care? Pui de biboane. Digerea de ăștia. De biboane ăștia, măi. Peștești mănâncă... Frații, ia să vine. Restul pentru păsările cerului, ia să ne-am. Bără că ce cu fegi acolo, nu? Mă joc o leasă de cum scrie. Să-și fac, bag niște ancoraje în asta. Încă de muncă să bag pietre în asta. Să vedem acum. Ia dată. Să zic că apoi e caldă. Bă, ce băie în canal. Opa! Grijă că aici, opa! Sunt cu papuce și-i mâzgă aia. Da, frate, asta e marfă. Dacă care așa e acoase, va vine răpitorii noștri. Să vadă, fii că îngheață acum. Să scot o sticlă de asta cu mine. La un moment dat, când vizit pe un băiat care e de la peșteșor, vedea cu vieul la buscă. Și de unde, cu ce de zonă? Niște, mă, știu. Niște, știu, la noroc. Ha, de unde, că nu-i la noroc. Că prea azi lua și câte doi, ne-am luat doi. Ți-am dat în mine, nu știu, să mă plătești. Vă zic ce rămâne. De ce le am niște marfă, bă, dar să vii cu mine? Ce o să arăge, e acolo la geant. E la geant, mă? Te vreau, a, nu e plătic, e șalău și cu biban. Luai și două plătici la bucată de... La musculiță artificială. Cumul? Nu, îmbarcă la pila acolo. Le mai rup, se le mai fac.
Am o Lada, ce să-i bagă, să strică până. Vrem să ne vedem în ce stare mai e gheața de aici. Am băgat eu, dar acum e canicul. Ce vrei, păi ăsta de ce nu ne mică? Ce zici că e de la Revoluție? Nu l-ai văzut? Bună, păi ce faci, păi... Vezi marfa? Dar nu știu cât să mă mai să se văd să fac un tu, să te mă... Mă joc o gurădia, mă, să te mai și nu ceva nici deci. Pescarul trebuie să fie mulțumit. Uite ce dinți are ăsta, bă, aici cu cine te luăm, mă, bă, vărză mască. Ia, mare atenție. Mare atenție. Uite, vă dată la gură, nu? Hai, bă, să arămă jumătate pungă asta, nu? Peștele e sloi. Dacă pune de gheață, e bine, e foarte bine. Că e cinci seara și peștele e foarte sloi, trebuie să scot eu sticlele de aici. Deci așa, dacă l-am băgat de jumătate și pe mică lăsă până acasă. Sunt jumătate, e perfect. Plătică la rece aici. Uite și plătică e rece, sloi. Gabrielul, nu sunt sticlele. Păi, pe jumate din aia, alea sunt legate cu ziua, a căzut, dar pe aici așa, păi e rece. Așa. O să le-ați spune la fum. După ce vedea, uitate, v-a stat bășul rece, așa cum îți spun. Așa, aici la fără aici și bă, pește. Păi nu va intra. Am văzut dacă ajunge băgată dimineața. Vedeți ce fac de multe idei, să mai vedem și de cum de rezervă, de ce este ce te uimim pe care. Mă vezi și voi o carne prăspit așa. Ați plictisit de salam? Așa. Așa că nu e de frumos. Uite mă, eu sunt Nicu Vlad.